Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre mișcare după ce am născut, după ce a trecut perioada de sarcină. Alături de noi se află doamna Daniela Stanca, secretar general Federația Română Asociațiilor de Fizioterapie. Bine ai revenit, Daniela! Bine v-am regăsit! Dacă la ultima noastră emisiune te întrebasem ce gen de mișcare ajută femeia însărcinată, iată că acum presupunem că a trecut perioada de sarcină, am născut, alăptăm așa cum ar fi firesc și la fel vrem să facem mișcare astfel încât să încercăm să revenim cât mai repede la forma de dinainte de a rămâne însărcinată. Ce gen de mișcare recomanzi în timp ce femeia încă alăptează și apoi după ce terminăm și cu alăptarea? Așa cum povesteam și data trecută, genul de mișcare cu impact scăzut asupra organismului este mult mai recomandată decât exercițiile intense, cu intensitate crescută. Cea mai indicată în primele 6 săptămâni, când de altfel nu are voie să facă foarte multe lucruri, cunoscute ca fiind perioada de lăuzie. Exact. Ar fi plimbările într-un ritm un pic mai alert. De ce sunt indicate aceste plimbări în ritm alert? Deoarece vibrațiile care apar prin mersul acesta alert se transmit la nivelul perineului, iar perineul primește această informație și începe să-și recapete din tonusul pe care îl avea inițial. Aceste tipuri de vibrații nu fac altceva decât să tonifice, dar într-un mod relativ soft, acest perineu, pentru că eu trebuie să-l pregătesc pe perineu pentru tonifierea musculaturii abdominale. Este foarte important de reținut. La femeia care a născut, nu are voie să-și tonifice musculatura abdominală până nu își întărește perineul. De ce? Pentru că atunci când întăresc musculatura perineală, îmi crește presiunea intraabdominală, care, de exemplu, într-un exercițiu clasic, dacă, nu știu, vă spune ceva forfecările sau crunch-uri se cheamă, presiunea poate să crească până la 250 de mm coloană pe mercur, condiții în care în ortostatism este doar de 30 de mm coloană de mercur, ceea ce înseamnă foarte mult, de aproape 8 ori, lucru care se repercutează asupra perineului, lucru care poate să determine în timp incontinență urinară. Și nu mă refer incontinență urinară... Scăparea de urină. Exact, scăpare de urină, fie la efort, fie când strănută, fie când tușește și uneori se întâmplă chiar și să nu mai... să nu facă niciun fel de efort și să se trezească doar cu o picătură de urină fără să-și dea seama. Deci, iată, ești pentru mișcare, însă cu măsură, cu atenție, alegem exercițiile, mai ales că suntem în perioada în care am născut, încă alăptăm și organismul, iată, este ușor mai sensibil. Poate că era important să te întreb, contează că am născut pe cale naturală sau prin operație cezariană și cred că are o foarte mare importanță și exercițiile vor fi diferite? Există o diferențiere a tipului de activitate în funcție de modul în care a născut. Dacă nas natural, pot să revin mult mai repede la activitățile fizice pe care le desfășuram înainte sau la activități fizice noi. Dacă am născut prin cezariană, revenirea la activitățile fizice durează mai mult. Este foarte importantă totuși recomandarea medicului. Dumnealui este cel care știe ce contraindicații sau ce restricții are organismul femeii după ce i-a făcut intervenția chirurgicală. În mod normal, gimnastica este foarte bună. Este foarte bună pentru starea de sănătate, pentru starea de bine fizică și psihică. Doar că cu toate ne dorim fie să revenim foarte repede la greutatea de dinainte de a rămâne însărcinate, fie ne gândim poate chiar că... Poate să îmbunătățim. Poate chiar să îmbunătățim, da. Ar fi bine să ne gândim înainte să rămânem însărcinate, să îmbunătățim, nu imediat după ce am născut. Ar fi bine să lăsăm totuși o perioadă organismului să se refacă și să-și revină și să nu insistăm totuși. Și cred că ar fi corect, în 9 luni a crescut burtica, tot 9 luni măcar să-i lăsăm astfel încât lucrurile să revină natural, firesc, la forma de dinainte de sarcină și, bineînțeles, a ajutat, așa cum spuneai, cu anumite exerciții, dar mare grijă ce mișcare alegem să facem. Așa este și aș acorda puțină atenție și durerilor care apar
după, din cauza poziției în care alăptăm, da? Sunt, din cauza ridicării, bebe, exact, la băiță, exact, ridicării cărucior, bebelușului, căruciorul și așa mai departe. Ținut în brațe. Exact. Și ne spunem, cu siguranță ne spunem, o să treacă, toate femeile trec prin asta, nu este. Există persoane la care nu trec aceste dureri, există persoane la care se agravează aceste dureri sau la care se agravează deficiențele posturale, pentru că majoritatea mămicilor, dacă vă uitați la ele pe stradă, nu o să vedeți nicio mămică care merge foarte țanțoșă și cu spatele foarte drept și cu privirea foarte sus, cu bărbia nu, foarte... De cele mai multe ori aplecate spre exact, copil. De cele mai multe ori sunt cifozate, sunt ușor cocoșate, cu umerii aduși înainte și niciodată, foarte rar o să întâlnești o mămică care ridică un bebeluș de jos, de la joacă, din spațiu de joacă, îl ridică corect, cu genunchii îndoiți și foarte aproape de... Nu, se apleacă cu genunchii întinși, îndoaie deci corect spatele. Ar fi să îndoim genunchii. Ar fi indicat să îndoaie genunchii, iar bebelușul să fie ținut cât mai aproape de corpul nostru, pentru că cu cât este mai mic brațul pârghiei, pe care eu îl fac atunci când am ridic copilul, cu atât efortul pe care îl resimte coloana vertebrală este mult mai mic. Și de aceea lucrurile acestea se regăsesc, de cele mai multe ori se regăsesc pe internet, se regăsesc în diverse reviste, dar nu strică o vizită la un kinetoterapeut care poate să-i explice foarte detaliat cum anume acționează toate cele mișcări pe care doamna dorește să le facă. Mulțumim pentru sfaturi și te așteptăm să revii. Cu drag voi reveni. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos. Avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.